Domnule președinte, noi v-am întrebat despre situația politică locală, cum stați cu sondajele pentru alegerea celui mai bun candidat la alegerile care urmează, relațiile cu prefectura, cu ceilalți colegi din PNL, alte partide. Deci, dacă luăm cu sondajele, am început deja, am făcut o echipă să putem să sondăm anumite localități unde vrem să alegem cel mai bun candidat. Final de septembrie a fost decizia, ca începând cu 1 octombrie, să facem, formăm echipa de sondare pentru ce înseamnă candidații noi ai Partidul Social Democrat. Cu PNL-ul nu e nicio schimbare, aceeași relație, au fugit cu scaunele, s-au pitit toți. Relația cu prefectul e o relație, să spunem astăzi, normală. Nu a mai atacat hotărârea colegilor din județul Călăraș. Normalizarea relației, cred că e schimbul la nivel național al premierului României. Fiind în Partidul Social Democrat, președintele Marcel Ciolacu, cred că temporizează și trebuie să și spunem că noi am avut un memoriu care l-am făcut premierului să-l informăm de situația de la Călăraș și ce s-a petrecut la Călăraș în urmă cu 3 ani de zile de când, să spunem, suntem în guvernare, să spunem, parte odată cu PNL-ul și când a fost PNL-ul singur la guvernare.